bună tuturor! Vă mulțumim că participați alături de noi la al patrulea webinar împreună online. De această dată avem ca și invitat Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Sunt Diana Andone, directorul Centrului de e-learning de la Universitatea Politehnică din Timișoara și mă bucur că sunteți alături de noi într-un număr atât de mare. Înainte de a-i prezenta pe oaspeții noștri, doresc să vă prezint câteva reguli. Dumneavoastră puteți să scrieți mesaje sau cine sunteți, de unde veniți, ca să vă prezentați colegilor care participă la acest webinar în zona de chat a acestei ferestre în Zoom. Dar pentru întrebări, vă rugăm foarte frumos să folosiți opțiunea de Q&A, care este opțiunea care vă este disponibilă din josul ferestrei de Zoom. Și acolo atât cei trei colegi de la Universitatea Tehnică din Cluj, chiar și noi, cei de la Politehnica din Timișoara, vom încerca să vă răspundem la cât mai multe întrebări. Întrebările din Q&A vă rugăm să fie de specialitate sau efectiv întrebări care sunt legate de ceea ce se prezintă sau de interesul dumneavoastră în această perioadă legată de educația online, iar cele din chat pot să fie efectiv de introducerea dumneavoastră, de salut a colegilor pe care îi aveți acum și care participă la acest webinar. Mă bucur foarte mult să avem alături de noi astăzi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, care vor prezenta care este experiența lor și provocarea pentru stăm acasă din această perioadă. Campusul virtual al Universității Tehnice din Cluj-Napoca se numește eCampus și e o experiență și foarte îndelungată de utilizarea acestui eCampus în mediul atât de învățământ la distanță, cât și în relația directă cu studenții de la zi, cum îi numim noi, dar mai ales și la partea administrativă. Principalul prezentator este domnul conferențiar dr. Inginer Bogdan Orza de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, care este și directorul Departamentului pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă și coordonatorul Laboratorului de Sisteme și Aplicații Multimedia. Pot să zic că Bogdan îmi este un prieten apropiat de foarte mulți ani. Împreună cu el am derulat proiectele foarte cunoscute în mediul academic universitar din România, Didatec, chiar și Start, plus multe alte proiecte europene în care am fost implicați, pentru că el lucrează de mai mulți ani în dezvoltarea de sisteme și de soluții educaționale pentru activitățile online sau cum noi le numim generic e-learning. Coordonează acum activitatea eCampus. Alături de el sunt colegii lui mai tineri, dacă pot să spun așa, pe care la fel îi cunosc de foarte mulți ani, Aurelia Ciupe, care este doctor lector la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și membră în același laborator de sisteme și aplicații multimedia, care coordonează local proiectul Love Distance, un Erasmus Plus, care se ocupă în special de modul echitabil de a învăța la distanță și este membru al echipei eCampus de la UTCN. Iar celălalt este Șerban Meza, care este conferențiar doctor inginer la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și membru al Biroului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Universitate și al Laboratorului de Sisteme și Aplicații Multimedia, care lucrează de mai bine de 10 ani în proiecte instituționale dedicate e-learning sau a tehnologiilor de comunicare în mediul online. Dar fiindcă astăzi cel care va prezenta în mod special și în mod deosebit partea de eCampus este colegul nostru Bogdan Orza, am să-i dau lui cuvântul. Bogdan? Mersi, Diana, pentru invitație și pentru introducere. O să te rog să comuți pe prezentare. O să încerc astăzi să expun modul în care Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca încearcă să rezolve problema, să zicem, stăm acasă, din perspectiva educațională. La începutul discuției noastre inițiale de a participa la acest webinar, știu că m-ai rugat să-ți trimit niște informații legate de noi. În această perioadă am vrut să ne
actualizăm informația de pe site-ul nostru propriu, dar din păcate e-campusul ne-a lăsat. Trebuie să fim mai activi în această zonă de a rezolva problemele, să spun, pe care apar în zona aceasta. Bogdane, dacă doresc să gestionezi tu singur prezentarea, tu trebuie să-i dai share screen, că este mai simplu pentru tine așa. Ok. Stai că... Da, cred că e ok acum. Este perfect. Mulțumim mult, Bogdan. Ok. Bun. O să fac o scurtă, să zicem, prezentare a ceea ce reprezentăm noi, Laboratorul de Sisteme și Aplicații Multimedia. Practic, suntem unul dintre cele 7 centre de educație la distanță din România care s-au înființat în 1998. Sigur că de lungul timpului am avut diverse denumiri, de la CNODES, care înseamnă Cluj-Napoca Open and Distance Education Study Center, până la ultima denumire, pe care acum este MSAR. Cu ce ne ocupăm? În principiu cu tot ceea ce înseamnă partea de dezvoltare de platforme educaționale, partea de dezvoltare de conținut educațional, creare, furnizare, distribuție, conținut educațional. De asemenea, pe partea de implementare și dezvoltare de soluții imersive de explorare a mediilor interioare și exterioare, tot ceea ce înseamnă realitate virtuală, realitate augmentată, 2D, 3D, video 360, audio și așa mai departe. De asemenea, dezvoltare de soluții imersive prin medii interactive, suport pentru asistarea și procesele educaționale. În fine, pentru că suntem totuși Laboratorul de Sisteme Multimedia, zona aceasta de captură, analiză și procesarea datelor multimedia este, să zicem, principalul subiect în care ne derulăm activitatea, inclusiv din punct de vedere educațional. Și pentru că suntem oarecum împreună online, să ne aducem aminte însă că suntem tot așa de bine împreună și offline. Aici este un slide, să zicem, cu activitățile din cadrul laboratorului cu studenții la disciplinele televiziune, sisteme multimedia, tehnologii multimedia, și probabil că va trebui să revenim la această imagine în care studenții să participe totuși și offline la anumite activități. Ca și plecem rezultate, dacă sunteți interesați, de pe pagina principală a Universității Tehnice din Cluj-Napoca există un link spre vizitează-utecluj.ro. Este unul dintre rezultatele, să zicem, instituționale pe care le-am făcut, și anume turul virtual al universității cu cele mai importante, să zicem, laboratoare care le-am identificat la un anumit moment, cum un an jumate, doi. Vă invit să le vizitați pentru că poate să fie de interes prin identificarea de diverse colective. Spunea Diana legat de faptul că am început o nouă colaborare în cadrul unui proiect Erasmus, Love Distance. Este un proiect cu parteneriat cu alte 9 instituții de învățământ superior și asociate din Spania, Portugalia, Georgia, Israel, și care încearcă să trateze acest aspect al educației la distanță. Ceea ce vedeți este poza pe care am făcut-o în Porto la finalul lui februarie, chiar înainte de a începe nebunia. Practic încercăm să identificăm specificul legat de curricula, să zicem, care trebuie să o avem în vedere atunci când vorbim despre educația la distanță. De asemenea, ce înseamnă integrarea educațională a cursanților defavorizați, instruirea pentru membrii facultății, fie că este vorba de cadre didactice sau personal administrativ, și, sigur,
dezvoltarea de și partajarea de bune practici din domeniul acesta al utilizării tehnologiei în zona învățământului superior. Proiectul durează 3 ani de zile, din ianuarie început și până în ianuarie 2023. Și acum, sigur că ne interesează de fapt ce este această inițiativă eCampus a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, inițiativă care, de fapt, încearcă să îmbine toate aceste soluții, inițiative digitale care există, unele mai mari, altele mai mici, toate importante pentru Universitatea Tehnică. Am evitat să dau denumirea acestor inițiative, pentru că s-ar putea să fie și altele care să le fi scăpat de-a lungul timpului. Ideea este că în acest moment există cele trei roluri importante. Zona de student, care este rolul primordial, zona de profesor și zona de administrație sau stafful administrativ al universității. Toate aceste roluri, de fapt, încearcă să interacționeze cu aceste inițiative, soluții digitale despre care discutăm. Încercăm, de fapt, prin acest eCampus să le structurăm și să avem acces, să zicem, într-un mod integrat ca soluție de conectare. Sigur, soluție de conectare integrată în care să nu mai fim nevoiți să folosim 10, 5, 20 de seturi de credențiale. Am scris aici soluție de conectare, va depinde de noi câte etape vom aborda ca să ajungem la cât mai puține astfel de soluții de conectare. Ca și inițiativă, să zicem, digitală pe care Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a abordat-o în contextul hashtag Stăm Acasă, poate că sunt multe altele, dar dintre cele care se derulează la ora actuală, cele mai importante sunt cele pe care le vedeți pe acest slide. E vorba, în primul rând, de registratura electronică, este o inițiativă a conducerii care, să zicem, a fost așa brusc la începutul anului 2019, brusc, să zicem, pentru toți ceilalți, dar este extrem de utilă, pentru că în acest moment ne-a găsit cu ea, cu această registratură electronică în care schimbăm tot felul de documente, inclusiv integrate cu token de semnătură digitală certificată. Deci ne-a găsit cu o soluție în care putem să comunicăm din punct de vedere administrativ. Orice fel de document, orice fel de aprobare care trebuie să fie realizată se face prin acest sistem. De asemenea, s-au pus la dispoziția cadrelor didactice și a studenților rețele de tip VPN care să ne permită accesul la resursele care altfel le-am fi accesat din interiorul universității. Accesul care puteam să realizăm doar dacă suntem în interiorul IP-urilor din universitate. De asemenea, sunt soluțiile de colaborare și comunicare. I-am spus soluții de colaborare și comunicare pentru că conducerea a decis să mergem pe orice variantă în care putem să continuăm activitatea didactică cu studenții în prima fază, urmând ca acestea să se, să zicem, stratifice în două astfel de soluții. Evident că la nivel de colectiv, departament, facultate, au fost o serie de inițiative de soluții digitale care au putut să fie folosite și sunt folosite cu specificul fiecărui colectiv și departament în parte. De unde am pornit? 12 martie, activitatea didactică, conform hotărârii Consiliului de Administrație, se face pe platforme online. Platforme online care, în principiu, pentru că suntem, să zicem, mai 10 facultăți care sunt împărțite în două, să zicem, locații, Cluj-Napoca și Baia Mare. La Cluj-Napoca am mers pe varianta utilizării preponderente a soluției Microsoft Teams și o să vedem de ce. La Baia Mare există o personalizare a Moodle-ului realizat într-un proiect instituțional. Și, de asemenea, alte soluții utilizate, Zoom, Google Classroom, Skype, a existat la început o combinație între toate aceste variante,
De asemenea, din punct de vedere al comunicării cu personal administrativ, s-au folosit în principal Skype sau Skype for Business, depinde de fiecare dintre utilizatori cum a reușit să se sincronizeze și să se organizeze în acest sens. Nu uitați, vorbim despre colaborare și comunicare. De ce Microsoft Teams? Așa cum spunea și Diana, am început totul acum vreo 10 ani, în așa numitul proiect Didatec. Este un proiect în care au participat 10 universități din România. A existat o platformă care de management al conținutului educațional bazată pe o infrastructură Microsoft și tehnologii Microsoft. Și pentru că la momentul anului 2012, când am încercat transpunerea Office 365, singura soluție hardware care o aveam la dispoziție era cea din proiectul Didatec, am pornit, să zicem, integrarea cu facilitățile Office 365 pe infrastructura Didatec. Începând din 2012, am început să folosim tot ceea ce am crezut de cuvință ca soluții, ca tool-uri pentru comunicarea aceasta cu studenții și în activitatea cu studenții și nu numai. Pornind de la OneNote, care evident îl folosim și la ora actuală, o soluție de Classroom era unul dintre tool-urile care era un anumit moment era disponibil în componenta de Office 365 și ajungăm până la Microsoft Teams, care la ora actuală este soluția de comunicare integrată. Evident, tot acest ecosistem a fost folosit și pentru licențierea de Office 365. De ce Microsoft Teams? Pentru că, așa cum se vede și pe acest slide, încercăm să, include tot ceea ce credem noi că este necesar ca prima instanță în mediul acesta educațional pe zona de colaborare. Conceptul de comunicare și colaborare unificată, partea de comunicare sincronă-asincronă, componenta de management al clasei, și aici este vorba în principiu de conținutul pe care vrem să-l distribuim spre studenți. De asemenea, un cloud storage suficient de generos pentru ceea ce avem nevoie și o să vedem la momentul respectiv, în slide-urile viitoare. De asemenea, am exploatat două, să zicem, soluții de integrare pe care Microsoft Teams le are, și anume partea de integrare cu Turnitin, care este soluția de verificare a similitudinii lucrărilor pe care, sau a proiectelor pe care studenții le au, și aici o să vedeți modul în care am integrat această variantă. Și, de asemenea, integrarea cu alte soluții de comunicare, cum ar fi echipamente dedicate de tip Polycom, pe care universitatea le-a achiziționat în anul 2019. Evident, de ce Microsoft Teams? Pentru că este disponibil la nivel de aplicație desktop, web-based, mobile și așa mai departe, sigur cu diverse funcționalități pentru fiecare dintre aceste variante. Pe partea de comunicare și colaborare unificată, sigur, avantajul este că tot ce înseamnă comunicare și colaborare înseamnă aceeași integrare. Fie că este vorba de clasă, fie că este vorba de grup de lucru, fie că este vorba de utilizarea în zona administrativă, staff și mai departe. Putem identifica diverse variante de utilizare în mediul acesta educațional. Aici, chiar dacă nu am acordul colegilor mei, totuși am pus o captură de ecran după meeting-urile pe care le-am săptămânal cu colegii mei de la departament. Chiar dacă am avut la dispoziție această soluție, am început să o folosim doar în această perioadă. Sigur, există diverse soluții, de la cele mai simple variante de comunicare de tip chat până la variantele de tip live events, cu opțiuni de schedule meeting, meet now și așa mai departe, totul pe zona de integrare. Din punct de vedere al managementului clasei, folosim, așa cum am pus OneNote-ul de multă vreme. Dacă în 2012-2013, când am început utilizarea lui, simțeam nevoia de mai multe funcționalități, facilități, în toți acești 8 ani am văzut cum lucrurile s-au dezvoltat și au ajuns la un nivel de maturitate la care
cel puțin în acest moment, nu simțim nevoia că ar fi nevoie de altceva. A existat perioade în care ce bine ar fi să fie ceva. Sigur, este componenta aceasta de content în care avem distribuția de materiale spre toți studenții, avem partea de foldere private pentru fiecare student în care putem să comunicăm și, practic, putem să gestionăm tot ce înseamnă managementul acesta a clasei. Spuneam de partea de cloud storage. Aici, marele avantaj este faptul că avem acest spațiu de stocare privat foarte generos. Eu am pus aici că este vorba de un tera, dar dacă vă uitați puțin în graficul din partea dreaptă, vedeți că la ora actuală, cu multe mii de utilizatori, ajungem undeva pe la 9-10 tera din tot spațiul alocat Universității Tehnice, deci nici vorba să folosim aceste resurse. Și vedeți că această creștere este relativ nesemnificativă dacă vorbim despre noiembrie 2019, respectiv mai 2020. Ce înseamnă integrarea aceasta de care am vorbit cu Turnitin, între Microsoft și Turnitin? Aveam o licențiere la nivel instituțional între pentru partea de verificare de lucrări de doctorat, lucrări de licență și așa mai departe și am profitat de această opțiune care există de integrare a Turnitin-ului cu Microsoft Teams. Am început discuțiile undeva la finalul anului 2019 și ne-au prins, să zicem, într-un context favorabil, dacă pot să zic așa, din punct de vedere financiar, în sensul în care toată această integrare și trecere spre noul cloud utecluj.com s-a făcut fără costuri suplimentare. Sigur, nu erau un capăt de lume, dar orice economie este justificată. Sigur, aici am făcut câteva capturi de ecran în care vedeți, am început totul undeva prin 5 aprilie. Lucrurile au stagnat până lumea a început să vadă că există această disponibilitate și vedeți, există un vârf undeva prin 27 aprilie, care a însemnat, de fapt, la vreo 2 zile după ce făcusem un train pe zona aceasta de evaluare și am prezentat soluția aceasta de integrare. Documente submise, partea de utilizatori, azi dimineață erau cam 1000 de utilizatori care foloseau partea aceasta de integrare și când spun utilizator mă refer atât la studenți cât și la cadrii didactice, de fapt orice utilizator de Microsoft Teams. Varianta avantajoasă este că, sau mă rog, este avantajos din perspectiva faptului că totul este integrat și ne permite atât nouă cadrul didactic cât și studenților să vizualizăm acest raport și să facem modificări în timp util, dacă este cazul. Cumva îi expune și pe studenți în zona aceasta de a înțelege ce înseamnă antiplagiatul și modul în care pot să-și controleze documentele pe care ei le creează. Cea de-a doua componentă de integrare este integrarea aceasta cu soluțiile de comunicare dedicate, cu echipamentele dedicate de tip Polycom. În 2019 am înlocuit, să zicem, sistemul de comunicare cu sisteme de videoconferință din universitate. Există undeva la vreo 4-5 noduri în momentul de față. De ce? Pentru că, v-am spus, există facultăți în Baia Mare, există facultăți în Cluj. Noi, în principiu, zilnic comunicăm cu colegii de la Baia Mare și atunci soluția era aceste sisteme de videoconferință. Le-am identificat, am identificat oportunitatea aceasta de integrare prin utilizarea licențelor de tip Skype for Business și integrarea Microsoft Teams. Această integrare chiar am reușit-o în perioada aceasta de, zicem, aș zice mai acalmie, a fost o perioadă de vacanță în care am reușit să finalizăm tot ce înseamnă partea de integrare și de setări. Expunere integrată din perspectiva faptului că avem același dashboard,
fie că este vorba de cadru didactic, fie că este vorba de partea administrativă. Și cum personal zic, am mai multe roluri, pornind de la cea de bază care este de cadru didactic, am aceeași interfață pentru tot ceea ce se cheamă discipline. Nu vă speriați, nu sunt toate disciplinele în acest semestru. Sunt cursurile care au fost și în semestru trecut, dar le-am lăsat aici să le văd. Marele avantaj este că am la dispoziție toate cursurile și pot să le ascund sau pot să le vizualizez. Putem vorbi despre zona administrativă și pot să zic că în această perioadă am văzut că există inițiativă în zona aceasta, pornind de la timuri de departament cu timuri de Consiliu Facultății până la timuri instituționale pe care le-am creat sau s-au creat la nivelul comunicării pe zona de Consiliu de Administrație sau chiar a Senatului Universității. De asemenea, parte de cercetare, timuri pe care le-am folosit pe zona de comunicare cu doctoranzii și până la diverse alte cursuri pe care le realizăm, cursuri remediale, nu predau matematici specializați, nu știți, este vorba doar de faptul că sunt owner la ceea ce se cheamă programele remediale pentru studenți. Deci tot ce înseamnă dashboard este o componentă integrată pe care o avem la dispoziție. La nivelul studentului, chiar azi dimineața, hai să vedem, să punem o captură de ecran cum arată un dashboard pentru studenți și vedeți să ne apar cursurile la care noi suntem, cursuri de tehnologie multimedia și toate celelalte cursuri, ele sunt oarecum integrate și studentul are aceeași interfață. Ca și mod de organizare pe care l-am abordat, totul a început, așa cum am zis, în 12 martie 2020, doar că noi, să zicem, suntem familiarizați cu ceea ce se cheamă soluția de mai bine de 8 ani de zile. Am considerat extrem de util în 2018 să realizăm niște tutoriale, pentru că tot atunci am făcut niște training-uri cu cadre didactice din universitate. Tutoriale care s-au dovedit extrem de utile în martie, când ne-au găsit, să zicem, pregătiți și faptul că au existat, o să vedeți, există e un avantaj major. Am completat, bineînțeles, aceste tutoriale cu 4 noi tutoriale care, să zicem, sunt de actualitate pe zona de funcționalități și rezultatul a fost faptul că tot ce înseamnă aceste tutoriale puse pe YouTube a fost o creștere de la 300 de vizualizări câte am obținut noi în 2 ani de zile la aproximativ 7660 de vizualizări, cu un maxim de aproape 1000 de vizualizări în 16 martie. Este chiar, dacă nu mă înșel, lunia imediat după ce am început activitatea online. Și în principiu, numărul de vizualizări sunt semnificative pentru cele mai importante dintre cele 20 de tutoriale. Au fost extrem de utile din perspectiva faptului că ne-au degrevat de aia cum se face, da, aia altă cum și așa mai departe. De asemenea, cred că componenta cea mai importantă a fost modul în care studenții și-au recuperat conturile de Office 365. Cred că a fost provocarea majoră pe care am avut-o în cadrul acestei inițiative. Am încercat, de fapt, studenții au toate conturile create, în fiecare an le-am creat conturile, doar că ele stăteau neutilizate. Evident că din anul 1 până în anul 2, 3, 4, aceste conturi care erau asociate unei adrese de e-mail personale nu mai puteau fi activate, pentru că adresa de e-mail studentul de obicei și-o schimbă de vreo 2-3 ori în decursul anilor de studenție. Și am pus aici o captură de ecran după un formular care l-am realizat în Forms, tot o componentă din Office 365. Dacă vă uitați la acest text, este un text de 3-4 paragrafe, am stat 4 oameni să gândim acest text o oră după ce mai discutasem înainte. Din păcate, studenții nu citesc acest text și trec direct la completarea nume, prenume și așa mai departe.
am vrut să colectăm informațiile o singură dată de la ei, fără să fim nevoiți să duplicăm aceste componente. Am ajuns acum la varianta de text, cred că la versiunea 10, în care am început să gândim tot mai mult cum gândește generația actuală. Sper că am reușit. Aici vedeți o situație a solicitărilor de actualizare a datelor de cont și poate fi interesant, ar fi trebuit să completez cu datele la zi, doar că nu am mai avut suficient timp. Am pornit de la peste 350 de solicitări în prima zi în care am dat drumul la formular. Mai există niște solicitări undeva prin 31 martie, când au crescut destul de mult. Este perioada în care s-a prelungit, să zicem, educația online. Prima dată Consiliul de Administrație a dat hotărârea până în 31 martie și, bineînțeles, lumea s-a prins că lucrurile mai durează. Și am ajuns undeva înainte de Paști să ajungem la sub 20-30 de solicitări pe zi. Bineînțeles că au venit vacanța, când au fost și mai puține solicitări. Imediat după vacanță a fost și mesajul legat că școala va începe în septembrie, după care iarăși au început solicitări de genul 150-180 de astfel de variante de solicitări. Evident, studenții nu citesc și puteau să-și reseteze singur contul fără să mai treacă prin această etapă. Ca și, să zicem, suport pe care îl dăm la nivel instituțional, cadrelor didactice, am creat un team instituțional în care avem mai mult de 1000 de utilizatori și am creat un canal de comunicare în care am încercat să detaliem 4 direcții care le gestionează cei 4, să zicem, membri activi ai inițiativei eCampus. Așa cum mi s-a părut nouă mai ok din perspectiva accesului a organizării, din perspectiva managementului clasei, din perspectiva comunicării și pe zona de evaluare. Suplimentar, am mers și pe varianta de a realiza 2, să zicem, webinarii sau întâlniri online cu cadre didactice din universitate. La prima sesiune au fost 100 de utilizatori, totul a decurs ok. Nu ne așteptam să fie la a doua sesiune foarte mulți utilizatori, au fost mai mult de 250 de utilizatori, cât este maximul într-o sesiune de comunicare, zicem, bidirecțională, atât pe audio cât și pe video, nu neapărat componenta live streaming, unde lucrurile puteau să fie un număr mult mai mare de utilizatori. Cred că ar trebui să învățăm din aceste informații și date, pentru că eu mi-am pus întrebarea dacă ar fi fost să fac aceste seminarii și să-i aduc într-una dintre sălile de conferință din universitate, oare cât am fi fost în acest context. Și de aceea cred că ar trebui să folosim aceste soluții, indiferent cum va decurge, mă rog, zona aceasta de comunicare pe viitor. Și sigur, sunt câteva analiticuri pe care la care ar trebui să luăm să le avem în vedere în momentul în care vorbim despre utilizarea soluției la nivelul Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Și vorbim aici de, să zicem, un număr de aproximativ 205 utilizatori activi, care erau în 11 martie când am început. Și am ajuns la momentul actual la 9213, un maxim de 9213 utilizatori activi pe zi. Sigur, sunt peste 12.000 de utilizatori, aproape 13.000 de utilizatori activi și un număr de 1.500 de ghești. Mai sigur că acești ghești, de fapt, un pic ne încurcă, pentru că, de fapt, sunt conturi care sunt cu drepturi limitate și cu facilități limitate. Lumea a găsit această portiță, această variantă în care să aducă repede studenții la în timp, însă există o serie de limitări pentru ghești și ei trebuie să treacă acum pe zona de cont instituțional, pe profilul de cont instituțional. De asemenea, partea de activitate pe care utilizatorii o au,
Aici am mai făcut de unde am pornit și unde am ajuns, dar graficul este semnificativ și se poate observa care sunt rezultatele. E interesant de văzut ce înseamnă colorile video, audio și așa mai departe, unde numărul lor este semnificativ. Din punctul de vedere al team-ului, da? Deci de fapt a disciplinelor sau a, zicem, spațiilor de colaborare pe care le avem în momentul de față, am pornit undeva de la 50 de astfel de team-uri și un total de 870 de team-uri și am ajuns la 1800 de team-uri active pe zi și vreo 4000 de astfel de team-uri. Sigur că sunt team-uri în care nu sunt atâtea discipline, însă sunt team-uri care se folosesc pe diverse, pentru diverse nevoi. Așa cum am zis, pornind de la diversele zone educaționale și până la zona administrativă. Din punct de vedere al stocării, iar stocarea se vede imediat ce s-a întâmplat cu ea din momentul în care am început, 11 martie, respectiv 4 mai, pornind de la 100 de giga și am ajuns la 900 de giga, este total nerelevantă sau valoarea este total nerelevantă având în vedere că la nivel instituțional, teoretic, pentru tenantul asociat Universității Tehnice din Cluj-Napoca avem undeva la vreo 14 petabytes alocați, lucru care ne asigură un suficient spațiu de stocare pe tot ce înseamnă nevoia de comunicare, colaborare. Ca număr de fișiere, iarăși vedeți, 444 pe zi, 24.000 comparativ luna mai, 67.000 în 3 martie, în 11 martie, pardon, peste 300.000 în mai 2020. Și sigur că există o serie de analiticuri pe care le putem vizualiza la nivelul Microsoft Teams, de la cel de disciplină și aici este chiar disciplina de tehnologii multimedia pe care o coordonăm împreună cu colegii mei și se vede foarte bine ziua în care avem ore cu studenții, se vede foarte bine de când am început. De fapt, noi cu toți studenții de 4-5 ani de zile folosim această soluție, deci ar fi arătat la fel și dacă n-ar fi fost această situație. Se pot vedea care sunt studenții activi, care sunt studenții inactivi și, bineînțeles, există o soluție suplimentară pe care un tool suplimentar pe care Microsoft Teams îl pune la dispoziție, de fapt este o componentă care se poate adăuga și în care se poate vizualiza activitatea digitală a studenților. Am pus aici activitatea pe ultimele 7 zile ale studenților, se pot vedea studenții care au fost inactivi, se pot vedea studenții care au fost activi, care au fost perioada în care au fost activi, cum am interacționat cu diversele resurse pe care le avem la dispoziție. Și sigur că mai există și analiticul privat. Prima dată când am văzut, aveam 0 zile de liniște, să zicem așa, dacă putem zice, în perioada aceasta de 2 luni de zile de când am început educația online, mi s-a părut extrem de interesantă întrebarea aceasta, are you able to disconnect and recharge? Pentru că cele 3 zile pe care le vedeți în dreptul meu sunt de fapt 2 zile de Paști, cred că, și încă una într-o altă duminică, în care, să zicem, n-am activat în zona aceasta online în afara orelor, să zicem, de serviciu. În rest, lucrurile se întâmplă online și din perspectiva personală efortul a fost destul de mare, mult mai mare decât ar fi fost pe zona offline. Știu că am discutat despre zona de statistici pe care le avem cu studenții. Ne-am început, fără să știm ce, evident, ce se întâmplă, am vrut să evaluăm care este impactul tehnologic pe care soluția pe care o folosim o are asupra studenților și am realizat un astfel de studiu în luna decembrie. Am folosit soluțiile componenta de Forms din Office 365 și am reușit în decurs de câteva zile să obținem
răspunsurile pe un set de 50-60 de întrebări undeva pe acolo, împărțite în patru categorii, vorba de 460 de studenți de la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, licența anul 1, licența anul 4 și master anul 1, cu observația că cei de la licența anul 4 și master anul 1 deja au interacționat a doua oară cu soluția, pentru că noi facem cu ei în anul 1 și după aceea revin la discipline cu noi în anul 4, respectiv la master. Din punct de vedere al categoriilor pe care le avem, avem partea de utilitate percepută de către student, ușurința percepută de către utilizator, atitudinea utilizatorului și intenția utilizatorului de a utiliza aceste soluții. Ce este, să zicem, relevant este dacă adunăm cele două componente, total de acord și acord, vedeți că procentul care se obține este net în favoarea utilizării acestor soluții. Și luați în calcul faptul că discutăm despre aceste rezultate la nivelul lui decembrie 2019 și nu neapărat în acest moment, ca să zicem că suntem constrânși de situații. Idei pe care le-am identificat din webinarile anterioare, pentru că am participat la fiecare dintre ele și care mi se par interesante și le susțin, poate ar fi bine să reușim să răspundem la întrebarea ce va fi. Va fi learning sau va fi face-to-face sau va fi tech-enhanced learning? Pentru că, cu siguranță, situația de la actuală trebuie să schimbe perspectiva în care vedem partea aceasta de comunicare și colaborare. Foarte important să transmitem mesajul că nu transpunem activitatea face-to-face în online de tip 1 la 1. Adică nu tot ceea ce facem face-to-face facem și online. Online înseamnă mult mai mult efort și înseamnă, de fapt, colaborare și comunicare. De asemenea, am reținut o idee și anume investițiile software care sunt enorme la nivelul instituțiilor de învățământ din România și ideea de a reutiliza din ceea ce oricum avem. Și asta am încercat noi să facem. Oricum plătim licențiere pentru diverse tool-uri. De ce să nu încercăm să folosim aceste facilități care ne sunt puse la dispoziție? De asemenea, am mai remarcat un comentariu în zona de Q&A, cred că cu două săptămâni, și anume era un comentariu al unei persoane care discuta despre experiența pe care a avut-o la o facultate de drept din Germania, profesorii, și anume faptul că au încercat să folosească diverse soluții personalizate din instituție, după care, după o săptămână, s-au dat bătut și au mers pe varianta de cloud, pe soluții cloud, pentru simplu fapt că sunt la dispoziție și toată lumea este familiarizată cu aceste soluții. De asemenea, săptămâna trecută, e important de reamintit faptul că nu este necesar să descoperim roata, ci trebuie să reutilizăm din resursele de content pe care le avem la dispoziție în așa fel încât să reușim să furnizăm conținut digital, rapid și relevant pentru student. Ca și concluzii, să zicem, provocări viitoare, perspective, cred că ar trebui să mergem pe varianta de colaborare și nu neapărat subordonare. Cred că există două roluri în toată această poveste. Rolul de profesor, student, nu mai există, să zicem, în contextul acesta de comunicare, colaborare, ci este rolul de colaborator. Și în felul acesta, cred că putem să ne câștigăm modul în care vom colabora cu studenții. De asemenea, cred că trebuie să expunem pe studenți la soluțiile acestea de colaborare și comunicare de tip enterprise, pentru că ei cu aceste soluții se vor... aceste soluții le vor folosi la momentul în care vor termina facultatea. Și atunci va fi mult mai ușor din această perspectivă. De asemenea, cred că avem o mare responsabilitate noi, cei care, să zicem, suntem experți e-learning, în această etapă în care să nu încercăm să lăsăm cutia Pandorei deschisă, ci să explicităm foarte mult modul în care componenta aceasta de educație online poate să fie folosită
să zicem, eficient. Ca și provocare pe care cred că toți o avem la momentul de față, este următoarea evaluare pe care o vom avea a activității studenților, în care putem să folosim diverse soluții, dar probabil că cele care sunt deja integrate de tip assignment, quiz form și așa mai departe în Microsoft Teams poate să fie o soluție acceptabilă. Aș pune aici, zicem, o frază, am subliniat-o, am marcat-o cu roșu, și anume consumul responsabil de online este benefic educației. Vă las pe voi să traduceți consumul excesiv unde poate să ducă. Cred că trebuie să ne întoarcem într-o formă sau alta la studenți, sau studenții se întoarcă la noi, sunt multe lucruri pe care nu le putem face online. Sunt inclusiv eu, pot să zic că primul curs, deși adică activez în zona aceasta de e-learning, primul curs online am avut în 12 martie. Mi-au lipsit mâinile, mi-au lipsit tabla, mi-au lipsit mișcările, creta și așa mai departe. Dar cred că putem trece peste asta. Asta s-a întâmplat în 12, săptămâna următoare, miercuri, deja lucrurile erau altfel. Odată am uitat să-mi dau drumul la înregistrare. Sunt lucruri pe care le învățăm din mers. Cumva, chiar dacă am stat acasă, cred că primăria s-a întrecut pe sine anul acesta și tot Clujul a fost plin de flori. Sunt aceste lalele care nu stând la semafor într-una din zile. Am zis că trebuie să fac o poză și să o pun pe această prezentare. Cumva trebuie să vedem și Clujul măcar online. Deși vă așteptăm la Cluj offline, pentru că întâlnirile face-to-face își au importanța și rolul lor. Mă asigur că în spatele soluției există diverse persoane. E vorba de Aurelia, Șerban, Bogdan și Vlad. Sigur, unii s-au implicat sau au fost implicați de la început, alții au interacționat cu noi și și-au adus aportul în ultima parte. După cum vedeți, mai există multe alte locuri disponibile și pe care vrem să le umplem. Depinde de noi, nu sunt numai patru, sunt mai multe locuri pe care le putem umple aici. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este suficient de generoasă din acest punct de vedere și sunt convins că în perioada următoare vom reuși să le aducem și să avem și alte imagini în aceste zone. Și am să închei cu o imagine pe care zic că mi-e dragă, în sensul în care sunt multe cuvinte, nu știu de unde e textul, îl găsiți pe internet cu siguranță. Poza eu am făcut este de pe un perete din Cluj, nerelevant de unde. Îmi place cel mai mult acea componentă de make it simple. Deci încercați să nu complicați lucrurile în zona aceasta educațională. Sigur, toate celelalte cuvinte sunt importante și ok. Cred că asta încercăm să facem din ceea ce se cheamă inițiativa eCampus. Ok, mulțumesc. Asta ar fi de spus despre modul în care Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a încercat să treacă peste zona aceasta din această perioadă pe zona educațională. Mulțumim foarte mult, Bogdan, extraordinară prezentarea. Mi-a plăcut foarte mult modul foarte personal în care ai prezentat acest lucru ca o experiență proprie, ceea ce e foarte bine, fiindcă într-adevăr este experiența fiecăruia dintre noi și faptul că ai invitat oamenii să se alăture echipei voastre. Deci asta este unic și numai în Cluj se poate face chestia aceasta. Felicitări! Sunt foarte multe întrebări puse deja. Am să-i rog pe colegii Șerban și Aurelia să își preia rolul de moderator și să gestioneze din întrebări. Multe au răspuns deja la ele în scris, dar cred că sunt unele care chiar merită să fie răspunse live. În primul rând, bună ziua! Da, bună ziua și participanților la această sesiune! Mulțumim pentru interacțiunea în acest panel de discuții. Într-adevăr, am avut întrebări ce țin atât de topicul acestei sesiuni,
și de asemenea de extindere a ulterioarelor domenii de dezvoltare a zonei educaționale, cum ar fi zona de realitate augmentată, realitate virtuală. Cum cred că este oportun să preluăm un subiect care este destul de aprins în ultima perioadă, apropo și de concluziile pe care Bogdan le-a menționat pe ultimul slide, și anume componenta de evaluare. Avem aici două întrebări pe acest domeniu și anume cum plănuim să gestionăm examenele scrise, da? Ce putem face în situația în care camerele web nu funcționează sau avem probleme tehnice la conectare și, bineînțeles, întrebarea cum putem măsura eficacitatea unei astfel de evaluări. Da? O întrebare de la doamna domnișoara Elvira Popescu și, de asemenea, în această zonă, dacă pe durata examinării în cadrul Universității Tehnice din Cluj vom avea înregistrări cu acordul studenților și ce presupune partea de stocare a acestora în cazul în care se realizează. Ce aș răspunde eu și tocmai am avut două acțiuni săptămâna trecută. Una dintre ele este, am participat săptămâna trecută la o prezentare de soluții de monitorizare a participării studenților la examene și sigur că sunt multe lucruri interesante, dar sunt și multe lucruri care deja încep să intre într-o zonă de complicățenie, dacă putem să-i zicem așa. Cred că trebuie să luați în seamă ceea ce am spus la un moment dat pe unul dintre slide-uri, și anume cred că trebuie să existe un gentleman agreement între profesor și student, pentru că altfel nu vom reuși să gestionăm. Cei care vor încerca să trișeze, vor trișa întotdeauna și vor fi extrem de interesați să găsească acele portițe de a trișa. Am avut săptămâna trecută o a doua acțiune, o ședință de departament în care am discutat diverse variante, cred că am stat vreo oră și nu neapărat am ajuns la o concluzie. Au rezultat totuși niște idei, și anume faptul că sunt aceste teste de evaluare care, la care parametrul timp este singurul parametru pe care putem să-l gestionăm. În rest, orice variantă de a da drumul la cameră, de a înregistra ceea ce face studentul în timp ce dă examenul, de a înregistra aceste examene, sunt soluții, dar nu sunt viabile. Dacă mă întrebați pe mine, eu nu voi face acest lucru, nu voi da drumul la cameră, nu voi înregistra, voi găsi soluții alternative. Și așa cum povesteam și colegii mei, cred că este timpul să dăm, să ne schimbăm noi și să dăm evaluări în așa fel încât acestea să poată să fie date cu cărțile pe masă, cum s-ar spune. Trebuie să fim noi inovativi aici, adică nu o să reușim altfel. Altfel vom avea probabil sute de minute de înregistrare pe care nu le vom putea gestiona și care vor fi acolo și nu cred că este relevant din acest punct de vedere. Aș mai adăuga aici o completare apropo de conversia unei abordări de la practici de predare la o abordare de tip comunicare, colaborare, fiind vorba despre un context recent. Scopul este să testăm aceste soluții educaționale în suportul evaluării și nu de a impune o practică autoritară, bineînțeles din perspectiva în care discutăm de evaluări la nivel de examinare în cadrul disciplinelor. Nu discutăm de alte soluții de admitere, de monitorizare a admiterii sau a examenelor de finalizare
a liceului ETC. Deci, din acest punct de vedere, abordarea este de a încuraja învățarea mai mult decât de a supraveghea, de a supraveghea studenții în acest context. Există soluții, există inteligența artificială implementată în aceste soluții, mai mult sau mai puțin testate în producție, dar cred că aceasta este și abordarea e-campus în contextul curent, de a încuraja și de a vedea cum putem oferi suport prin aceste soluții în procesul de evaluare și nu de a impune o perspectivă sau o abordare de supraveghere, știind că există limitări. Limitări și probleme tehnice care pot apărea și pot interfera cu rezultatul. Bună ziua! Vă mulțumesc și eu pentru participare. Mulțumesc doamnei Diana pentru invitație, în primul rând. Legat de alte întrebări care au mai apărut, era vorba de unde se stochează când discutăm de materiale video. Aici, dacă vrea Bogdan să spună care sunt alternativele legate de stocare, și eu aș vrea să dezvolt un pic întrebarea. Discutăm despre stocarea prezentării care o faci la curs online pentru ca să fie ea vizualizată ulterior, care este un scenariu și un caz, sau partea de stocarea informațiilor legate de supraveghere a participanților dintr-o sesiune și a camerelor web, care este un alt scenariu diferit. Și cred că răspunsul ar trebui să adreseze fiecare dintre aceste două scenarii. Da, din punct de vedere al stocării registrărilor video de la nivelul cursurilor, ele se stochează în cloud-ul privat a fiecărui profesor și el poate să gestioneze aceste înregistrări. Dacă vorbim despre soluția pe care noi am pe care noi utilizăm și pe care o prezentăm ca și soluție preponderent utilizată. Acum, sigur că există discuții la nivel de înregistrare a evaluărilor. Aici depinde de, mă rog, alte integrări care pot să existe, dar deja mi-am exprimat punctul de vedere legat de partea aceasta de înregistrare a evaluării. Nu vorbim într-adevăr despre componenta de admitere, componenta de susținere publică a doctoratelor. Ar fi bine să ne uităm din nou la acea frază pe care am pus-o la un moment dat, și anume că dacă suntem responsabili în ceea ce facem în online, cred că avem de câștigat. Sigur, se pune problema inclusiv din perspectiva GDPR-ului și aici, Șerban, dacă îi de spus ceva despre soluția Microsoft Teams. Da, adică noi ne-am pus problema și din punctul de vedere al protecției datelor, caracter personal, ce facem. Pe noi ne ajută, adică noi ce am reușit instituțional să facem, am reușit să avem o relație în contractul de școlarizare, să sugerăm faptul că o instituție poate să pună la dispoziție conturi instituționale studenților și din acest punct de vedere situația sau cazul utilizării și înregistrării accesului persoanelor printr-un cont instituțional la serviciile educaționale care le dau și ținând cont că avem și un contract de furnizare a serviciilor între universitate și furnizorul Microsoft, să zicem, are o valoare mult mai mare pentru instituție în relația cu persoanele vizate decât soluțiile individuale și punctuale pe care le-ar putea lua cadrele didactice, care sunt bune la nivel micro, dar în momentul în care vrei să ajungi la un nivel mare, încep să îți fie greu să le mai gestionezi pentru că intri în alte zone. Adică platformele free sunt foarte bune, dar într-un fel sau altul fiecare persoană are contract cu ele. E complicat și discutabil. Și din acest punct de vedere, să zicem, e ușor să nu te doară capul, să mergi să-ți înregistrezi lucrurile pe un serviciu care deja are, să zicem, ai relații contractuale la nivel instituțional,
le ofer, le furnizez sub forma unui serviciu, dacă se transformă în resurse educaționale deschise, totuși, ele sunt totuși într-un oarecare control la nivelul instituției. Dacă se transformă în, eu zic aici de înregistrările cursurilor sau ședințelor de curs în care se vede cadrul didactic este una, dacă se văd și toți ceilalți este alta, faptul că în timp se apare întotdeauna când se înregistrează un mesaj în care ți se spune că este înregistrat, în care poți să renunți, să nu mai participi, să-ți închizi camera și așa mai departe, sunt avantaje, ca să zicem așa. Și noi încercăm să încurajăm pe colegii noștri să țină cont și de lucrul acesta, pentru că într-un fel sau altul, să zicem, poate să ne afecteze pe fiecare dintre noi ca persoane, faptul că participăm la un curs, apare cineva pe lângă noi și materialul respectiv este public și nu am nicio variantă sau opțiune ulterioară de a solicita ștergerea lui. Așa, mai departe. Deci ăsta este un avantaj pe care noi l-am văzut în faptul că reutilizăm resursele existente la nivelul licenței pe care o avem, o aveam oricum achiziționată de la mai. Da, foarte, foarte interesante opțiunile și îmi place foarte mult. Vreau să văd, asta e și o curiozitate a noastră din Politehnica din Timișoara și cred că și a celorlalți, referitor dacă există o metodologie pentru examene, pentru totul la nivel de universitate care a fost agreată, nu știu, sau nu? Mă întreb. Există o hotărâre a Consiliului de Administrație. Acum, metodologie încă nu există. Cred că acea, sper să nu greșesc, cred că acea hotărâre a Consiliului de Administrație poate să stea la baza metodologiei cu care fiecare facultate poate să se organizeze. Chiar exact și foarte multe detalii, cumva la nivelul acesta macro, cred că nu, nici nu e bine să le dăm. Mai ales că am pornit de la varianta la care am dat, mă rog, soluțiile au fost lăsate la latitudinea profesorilor și atunci e foarte greu acum să impui niște reguli și e bine să nu fie nimic scris neapărat. Adică orice variantă care este decentă în zona aceasta de evaluare cred că este binevenită și, repet, cred că suntem suficient de, cred că majoritatea suntem suficienți de echilibrați încât să găsim soluții în această perioadă, soluții decente pentru aceste vremuri complicate. În zona, cred că o direcție importantă de abordat ar fi competențele digitale pe care le avem în utilizarea acestor platforme, fiind unele medii cu care interacționăm sau cu care unii dintre noi au interacționat mai mult sau mai puțin recent, există și această perioadă de acomodare cu aceste, cu funcționalitățile platformelor, cu optimizarea acestor funcționalități. Și cred că din acest punct de vedere avem și două întrebări în această zonă referitor la cursuri care să adreseze necesitatea de a crea aceste formate interactive de predare, respectiv tot în această zonă privire la existența unui program de formare anterior, dacă putem să oferim mai multe detalii. Da, de fapt, la un moment dat, când m-am gândit la titlul prezentării, mă gândeam cum să pun, ce titlu să-i dau prezentării și am vrut să-i pun titlul 200-500-12.000. De ce 200? Pentru că am pornit de la 200 de utilizatori. De ce 500? Vă spun imediat. De ce 12.000? Că pe acolo eram undeva când am început discuția cu Diana. 500 că am demarat un program de tip FDI în care
în momentul în care am scris acest proiect în februarie 2020, ne gândeam că e ok dacă trecem de la 200 la 500 de utilizatori, studenți care să folosească soluțiile de comunicare și colaborare, nu i-aș spune neapărat soluție e-learning, e soluție de colaborare și comunicare sau blended learning în acest moment. În cadrul acestui proiect există inclusiv componenta aceasta de formare a cadrelor didactice care să ajute la a interacționa cu și să expunem cadrele didactice la aceste tehnologii. Cred că va fi ok dacă vom încerca să structurăm toată această informație, pentru că foarte multă informație a venit în acest moment și a venit așa cu tăvălugul, în așa fel încât să reușim să creăm, să zic, poate chiar un flux continuu de formare a în zona aceasta, a cadrului de RCP, zona de utilizare a tehnologiilor educaționale. Evident, 500 am sărit de mult. Din nou, o componentă pe care aș propune o dezbatere este probabil la nivel instituțional și cred că este o componentă de interes pentru toate mediile ce folosesc în această perioadă platforme online de învățare, respectiv cum monitorizăm nu doar eficiența, cât și eficacitatea procesului și cum poate fi acest aspect monitorizat și din perspectiva studenților, din perspectiva uzabilității, din perspectiva atât eficienței dobândirii cunoștințelor sau fundamentării cunoștințelor, cât și din perspectiva interacțiunii sau dorinței de a interacționa în continuare. Fiind vorba despre un interval destul de mare în care am stat mult dintre noi, am stat multe ore într-un astfel de mediu, uneori având monologuri în fața calculatorului, alteori având stream-uri video și așa mai departe. Deci referitor la această monitorizare. Cred că voi puteți să dați cel mai bun răspuns, pentru că în perioada aceasta chiar ați fost implicați cu studenții în activitățile practice, care de obicei se întâmplau face-to-face. Totuși o să expun punctul meu de vedere din perspectiva, zicem, a cursurilor. Am vrut inițial să-i forțez studenții să-și deschidă camerele web, apropo și de o altă întrebare care era trecută în secțiunea Q&A, după care am renunțat la această variantă din simplu motiv că mie mi-a fost greu prima dată să vorbesc în fața camerei, deci o să îi pun și pe studenți, deși știu că și voi ați avut niște experiențe interesante cu activitatea didactică de laborator pe zona aceasta de online. E greu să dau un răspuns acum. Cred că avem mult material de analizat pe zona asta și încă nu avem toate răspunsurile și cred că nici nu putem să dăm răspunsuri în această perioadă în care suntem oarecum într-o situație de forță de a utiliza aceste soluții de comunicare online. Cred că e bine să lăsăm lucrurile să se stratifice și să tragem niște concluzii ceva mai târziu. Mai avem o întrebare care cred că este iară interesant. Apropo de slide-ul tău, cu câte zile ai stat pe lângă? Cum gestionăm burnout-ul digital care începe să apară, pentru că mai ales în zona aceasta educațională, se pare că e nu doar o părere personală sau a noastră așa în grup mic, se pare că mulți și alți participanți resimt acest lucru și am zis că se muncește mult mai mult ca înainte. Și sunt, aici se folosește chiar un termen de abuz involuntar.
Da, da, chiar mă gândeam la un moment dat să pun și am uitat să pun în prezentare povestea asta cu abuzul. De fapt, cred că, iarăși, noi, cei care facem e-learning, trebuie să dăm indicații și soluții celor care vor să abuzeze de acest aspect. Adică am zis că s-a deschis cutia aceasta Pandorei, lumea a ajuns să zicem la o se poate face și asta online, hai să facem și asta, hai să înregistrăm și asta, hai să ne întâlnim online să facem nu știu ce. Cred că la un moment dat, când ne vom mai familiariza cu ele și vom ști până unde să mergem, cred că o să putem să punem punct. Este pe alocuri este și un, poate să fie un abuz la un moment dat, dar cred că dacă ascultăm unii de alții, putem să evităm astfel de variante. Dacă îmi permiteți, împreună cu colegii de la Cluj, am pregătit două întrebări pentru participanții la acest webinar. Aș dori să îi dăm drumul până când nu se face prea târziu. Aș vrea la prima întrebare, dacă vreți să ne răspundeți. Întrebarea este destul de simplă, este acum disponibilă online doar pentru participanții de aici, din acest webinar. Participanții de pe YouTube nu pot să o vadă. Cu ce tip de platformă de învățare generalizată la nivel instituțional, bineînțeles, ne interesează, o utilizați acum pentru educație? Vă rugăm să răspundeți. Vedeți că nu sunt nume generice, deci dacă folosiți, nu știu, e-campusul la UTCN, e de fapt Microsoft, dacă folosiți campusul virtual al Politehnicii, e Moodle. Unii dintre noastre știți, alții nu știți. Vreți să vedem și acest lucru? Sunt și multe alte platforme pe care le-am făcut aici, mai ales că avem mulți participanți din mediul preuniversitar care participă la webinarurile noastre și ne bucură acest lucru. Vom încerca ca pe viitor, poate puțin mai încolo, să încercăm să răspundem mai mult și nevoilor învățământului preuniversitar. Recunoaștem că sunt poate un pic diferite decât cele pe care noi le avem în acest moment în învățământul superior. Este mult mai ușor să lucrezi cu adulți, chiar dacă sunt tineri adulți, decât cu copii sau cu adolescenți. Recunosc din propria experiență acest lucru. Vă rugăm să mai răspundem, mai lăsăm să se mai răspundă încă un piculeț la acest poll, să alegeți un răspuns și după aceea vom vedea cu toții rezultatele și voi ruga pe invitații mei să comenteze rezultatele acestui poll. Vom mai avea încă o întrebare după aceea, după ce o vom vedea pe aceasta și o vom comenta pe aceasta. Dacă mai sunt colegi în acest webinar care doresc să răspundă la acest poll, mai lăsăm încă 10 secunde, este o întrebare foarte simplă, cu ce platformă utilizați? Noi suntem oameni care venim din zona tehnică, suntem foarte curioși să vedem și cam ce se utilizează ca să știm cum am putea să personalizăm pe viitor și mai bine răspunsul nostru pe care îl acordăm societății românești. Vă mulțumesc, am să finalizez în acest moment pollul. Și puteți să vedeți și dumneavoastră rezultatele. Rezultatele sunt Moodle în proporție de 48%, Microsoft, uneltele Microsoft în proporție de 19% și Google Classroom într-o proporție de 21% și 11% alta. Colegi, dacă doriți să comentați un pic aceste rezultate. Eu vreau să comentez. Indiferent de soluția pe care o aveți, folosiți-o și fiți consecvenți în utilizarea ei. Deci, ați început cu o soluție, mergeți, pentru că asta este foarte important. Dacă ne uităm, sunt de fapt cele trei, cele mai utilizate soluții. Nu încercați să, sau mă rog, încercați să identificați funcționalități asemănătoare și nu încercați să ziceți, era mai bună cealaltă, hai să ne mutăm. Nu-i bine, ne întoarcem la prima. Pentru că altfel, la nivel instituțional, dacă vorbim despre 200 de oameni, e ok. Dacă vorbim despre 15.000 de oameni, este... Nu. Și mai mult decât atât, importante sunt scenariile și utilizarea funcționalităților fiecarei platforme în
adaptarea la procesul educațional, mai mult decât că se numește Moodle sau Google sau Teams. Trebuie să vedem o adaptare raportată la, la nevoile amândurora dintre cele două părți implicate, adică atât studenți cât și cadre didactice. Bineînțeles că există un echivalent al funcționalităților în fiecare dintre cele 3, 4, 5 platforme. De asemenea, mi se pare interesant rezultatul sau opțiunea de a utiliza alte platforme și aici întrebarea este dacă aceste platforme sunt dezvoltate instituțional, adică au fost dezvoltate folosind tehnologii custom și respectiv cum anume suportă debitul de fluxuri atât informaționale cât și fluxuri de comunicare în această perioadă, platformele dezvoltate instituțional. Mai avem încă o întrebare pe care colegii de la Cluj au dorit foarte mult să o avem. Este acum în acest moment disponibilă pentru toată lumea să răspundă la ea. Dacă utilizați o modalitate de autentificare, asta înseamnă username și parolă, care este gestionată la nivel instituțional pentru accesul la resurse online, atât pentru studenți, elevi, dar și pentru cadrele didactice, răspunsul este da, nu sau nu știu. Adică în cazul în care nu folosiți nicio platformă de acest gen sau altfel puteți să răspundeți că nu știu sau puteți să ne mai scrieți și în chat alte opțiuni care le aveți, ce se întâmplă și cum folosiți acestea. Mai lăsăm încă câteva secunde să se mai răspundă la această întrebare. Ne interesează din nou să vedem care este și nivelul de pătrundere și de utilizare instituțională, așa cum și Bogdan și Aurelia a spus, este foarte important să nu se lase la libertatea profesorilor sau a elevilor ce anume se folosească, nu numai din punctul de vedere a protecțiilor datelor, dar și din punct de vedere al confidențialității, al siguranței, mai ales când vom vorbi despre copii sau despre tineri, vorbim și despre resurse educaționale care pot să fie uneori chiar sensibile sau chiar interesante. Eu promovez foarte mult și colegii de la Cluj, la fel, educația liberă și educația deschisă, reutilizarea de resurse și punerea cât mai liberă. Așa cum știți, Politehnica din Timișoara, absolut toate webinarile, tutorialele pe care noi le-am făcut pentru platforma noastră și care este puternic personalizată, chiar dacă este un Moodle în spate, sunt la liber, pe site, le publicăm pe YouTube, tocmai pentru a putea ajuta cât mai multă lume și cât mai multă lume să poată să le vadă, dar acest lucru nu înseamnă că atunci când discutăm despre o activitate academică sau didactică sau educațională, nu dorim ca acest lucru să se întâmple într-un mediu cât mai sigur și cât mai protejat, mai ales pentru studenții și elevii noștri. Am să închid acum acest poll și vom vedea rezultatele. După cum vedeți, cam 85% spun că da, sunt totuși 12% care spun că nu. Sunt foarte curioasă cum o fac și ce fac și 3% care zic nu. Bogdan, Aurelia, Șerban? Cred că e complicat să vedem oare de ce au răspuns nu. Nu știu exact motivul. Interesant. Deci cred că poate să depinde de răspunsul la care l-au dat. Poate să fie faptul că nu este gestionat instituțional în sensul că folosesc aceste conturi de tip guest, nu știu. Și la noi, de fapt, spuneam că este acea opțiune de guest în care nu avem niciun fel de control, decât controlul blocării accesului la utilizatorii de tip guest. Și atunci asta poate ar fi o variantă. Acum, majoritatea văd că totuși folosesc o variantă instituțională de gestionare a conturilor pentru simplu fapt că eu cred că trebuie să știm cu cine avem de-a face, în primul rând. Lucrurile din perspectiva, să zicem, a modalităților acestea de autentificare sunt relativ simple dacă te uiți că este vorba doar de un username și o parolă, dar în spate există niște interacțiuni și niște integrări cu sistemele integrate ale universității și nu întotdeauna ceea ce pare un simplu Excel este chiar un simplu Excel.
și cred că noi știm bine ce înseamnă să creez aceste conturi și accesul la aceste conturi pentru mii de astfel de utilizatori. Cred că trebuie să existe o autentificare controlată, să zicem, instituțională. Da, au fost răspunsuri care s-au dat în zona de Q&A, în care au spus că pare integrare cu generalizată, fie cu Google, fie cu single sign-on. Da, este una dintre opțiunile pe care și noi le folosim și mai multă lume le folosește. Deci, de fapt, nu-ți dai seama, te duci dintr-o singură parte. Este una dintre opțiunile folosite mai ales de către liceele din România. Este corect atâta vreme cât, să zicem, există un administrator bun care știe să gestioneze corect aceste username-uri și parole și că ele nu sunt folosite excesiv pe prea multe platforme în același timp. Dragi colegi, fiindcă ne apropiem un pic de final, a trecut aproape o oră și 25 de minute de când am început această sesiune, un ultim gând de final, colegii mei de la Cluj, vă rog frumos. Ne mulțumesc participanților la sesiune și abia așteptăm, pentru că online ne-am văzut, abia așteptăm să ne vedem și offline la Cluj, la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ceilalți colegi, nu vreți să aveți un cuvânt de final? Încă suntem în zona interactivă de chat. Mai sunt niște întrebări interesante și te rog. Cred că putem să menținem legătura și să păstrăm legătura cu cei care au participanții din această sesiune, inclusiv în această tematică a configurării scenariilor pentru această perioadă, inclusiv aceste discipline, de exemplu, de la doamna Sticlaru Carmen, referitoare la cum putem propune scenarii pentru discipline inginerești din zona de mecanică. Aici îl salutăm pe colegul nostru Vlad Burnete și cred că are o tematică, activând în acest domeniu, este o tematică de interes. Deci, în continuare, putem să păstrăm legătura și să vedem atât în această zonă de scenarii, cât și în zona de dezvoltare a competențelor digitale, în utilizarea tool-urilor, platformelor. Este un îndemn la perfecționare în această zonă, în perioada curentă. Da, într-adevăr, mulțumesc foarte mult. Am pus aici deja linkul pentru scrierea la webinarul viitor. Din fericire sau din, să zicem așa, pregătim și niște surprize pentru participanți. După cum știți, toți dintre dumneavoastră primiți un formular de feedback la final dintre participanții la acest webinar, care este, să zicem, culegem date despre ce ați dori să aflați și să vedeți. Foarte mulți la celelalte trei webinarii de până acum au răspuns că sunt puternic interesați de examinare. S-a văzut și din întrebările de astăzi, dar și de unelte cu care pot să creeze interactivitate mai multă, încât ne gândim că poate săptămâna viitoare vom face un webinar mult mai tehnic, poate chiar împreună cu colegii de la Cluj și cu cei de la București, deci nu numai noi, Politehnica din Timișoara, în care să prezentăm efectiv, practic, niște unelte, cum le folosim. Și după aceea, deja s-au anunțat Universitatea Politehnica din București, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Cluj, Universitatea de Medicină, din Iași, și Universitatea de Medicină, Universitatea din București, deci cred că cu siguranță vom mai continua. Îmi permit să, înainte de a lăsa pe Șerban să închide el, te lăsăm pe tine ultimul la final, îmi permit să vă invit la conferința Eden. Așa cum știți, aceste webinari se desfășoară și sub egida a două organizații foarte mari la nivel mondial, IEEE, care este o organizație, să zicem, mai mult în zona electronică de calculatoare, dar nu numai, care are peste 1,5 milioane de membri din întreaga lume și care organizează și ea acum foarte multe webinarii, dar și Eden, care este o organizație mai mult europeană, deși are membri din întreaga lume
și care se ocupă de învățământul online și de educație online și care ține și ea în fiecare luni webinarii online despre cum să activezi și ce să faci acum cu experți de nivel mondial la care vă invităm să le urmăriți și să participați la cele organizate de Eden și de IEEE, le se găsește pe site-urile lor, dar vă invităm și să mai submiteți, mai sunt câteva zile în care puteți să trimiteți lucrare, sunt foarte puțin participanți din România spre necăjirea mea, spre disperarea mea la această conferință care trebuia să fie la Timișoara, dar acum va fi complet virtuală, sunt foarte multe și keynote speaker interesanți, inclusiv fondatorul Moodle, Martin Georgiamas vine despre Learning Analytics, avem invitați de la Uniunea Europeană și invitați de la MIT care vor prezenta câteva subiecte interesante și despre educația digitală și planul european, dar și despre inteligența artificială. Și taxa am obținut-o foarte redusă pentru membrii din România, încă mai puteți să trimiteți și lucrări și asta înseamnă că lucrările sunt indexate, deci aveți mai multe posibilități de a participa. Deci vă invităm săptămâna viitoare, puteți să vă înscrieți deja la webinarul de săptămâna viitoare, am pus link-ul și în chat și pe canalul YouTube, îl veți primi și prin e-mail. De asemenea, vă invităm la conferință și să urmăriți informațiile care sunt puse la dispoziție de toate universitățile care participă aici. Eu vă mulțumesc, Șerban! Da, mulțumim și noi de invitație, mulțumim tuturor participanților că au fost astăzi alături de noi. Cred că până la urmă, în contextul acesta de izolare, la un moment dat, după ce tot faci și predai și configurezi, la un moment dat mai vrei să și vorbești și să empatizezi și că îți merg, dar și că nu merg, unele lucruri și au limitări. Și am încercat astăzi în toată prezentarea să vedeți și experiență personală atât din partea că totul este grozav, dar ca la toată lumea mai sunt și frustrați. Sper că la noi sunt mai puține, dar nu că mă îndoiesc. Și aș vrea să ne vedem cu bine la următoarele webinarii, să vedem și alții ce fac. Întotdeauna cred că e mai greu să fii cel care vorbește decât cel care ascultă. La ultimele webinare a fost pentru noi, de exemplu, foarte instructiv că am reușit să ascultăm, să vedem, să nu ne mai plângem atât de mult că la noi este greu și la noi este ca la toată lumea, ca să zicem așa. Și sper că și la următoarele seminarii sau întâlniri pe care le avem să beneficiem așa de experiența și a celorlalți. Și într-un fel sau altul să ne putem ajuta unii pe ceilalți ca să depășim momentul și să luăm cei mai buni din tot ce înseamnă educație online sau instrumente de tehnologie pentru educație. Mulțumim! Vă mulțumim tuturor! Toate cele bune! Ne vedem miercurea viitoare la ora 16! La revedere! La revedere! La revedere.